Bună dimineața tuturor! Bine ne revedem la o nouă conferință de presă. Încep prin a vă aduce la cunoștință câteva din experiențele pe care le-am avut în Montluçon, orașul care municipiul roman a semnat un pact de amiciție și cu care ne propunem să mergem mai departe, să semnăm și acordul de înfrățire. Vreau să le mulțumesc pe această cale și celor care ne-au invitat, primarului din Montluçon, domnul Frederic Laport, toți cei care au contribuit la această vizită. A fost o experiență utilă pentru toți membrii delegației, în condițiile în care am atins mai multe puncte de interes pentru municipiul roman, în special ceea ce ne interesa pe noi din punct de vedere administrativ, organigramă, buget, la nivelul orașului Montluçon. Vreau să vă spun că am rămas încă o dată impresionat de bugetele pe care le au primăriile din străinătate. Să spunem că orașul Montluçon, o localitate cu o suprafață aproximativ egală cu a romanului, dar populația mai mult decât înjumătățită, undeva în jur de 30.000 de locuitori. Competențele administrative sunt oarecum similare. Să spunem, singurile deosebiri constând în faptul că nu au poliție locală, nu există poliție locală la nivelul orașului Montluçon și, de asemenea, spitalul este în subordinea Ministerului Sănătății din toate punctele de vedere, atât administrativ cât și la nivelul salariilor. În ceea ce privește infrastructura educațională, este toată în sarcina primăriei, utilități și clădiri. Salariile, la fel ca și în România, sunt în subordinea Ministerului Învățământului. Deci, oarecum pe aceleași competențe, pe aceeași suprafață de teren, bugetul este de 2,5 mai mare ca al romanului, 55 de milioane de euro este bugetul orașului Montluçon, în condițiile în care bugetul romanului este de 20-22 de milioane de euro. O treime din aceste sume la buget provin din repartizările de cote de la nivel central, de la nivelul statului, iar două treimi sunt reprezentate de taxele și impozitele locale. Un alt aspect foarte interesant este faptul că, deși este o localitate relativ mică, peste 800 de salariați numără primăria orașului Montluçon și, de asemenea, cam 60% din buget merge către zona de salarii. Un alt aspect foarte important pe care ne-a preocupat a fost acela de management al deșeurilor. De circa 4 ani au implementat și ei sistemul de management integrat al deșeurilor. La nivelul a 21 de comunități locale s-a creat o asociere prin care se gestionează problematica deșeurilor. Am vizionat și punctele de colectare atât din aglomerările urbane, dar cât și din zona de case. Colectarea se face în totalitate prin intermediul pubelilor în zona de case sau a acelor locuințe multifamiliale de un volum mai redus, 3-4 familii pe casa scării. Iar acolo unde vorbim despre blocuri, aglomerări rezidențiale mai mari, se face prin intermediul pubelilor de 1,1 metri cub, la fel ca și la noi. Deosebirea fiind aceea că, virgulă, colectarea se face în două fracții. Fracția umedă, practic deșeurile care merg către groapa de gunoi, și fracția uscată care merge pe banda de sortare și de transfer ulterior. Cred eu că
aceasta este soluția și la, și la Roman. Am și vorbit cu operatorul de salubritate și împreună să încercăm să facem demersuri către finanțator, pe de o parte către ADI Econeamț și mai departe către Comisia Europeană, pentru a ne accepta schimbarea modului de colectare. Am întrebat și acolo cum s-a făcut în trecut, au încercat și ei cu mai multe fracții, nu a dat randamentul necesar și au revenit pe colectarea doar a celor două fracții, umedă și uscată. Acest lucru generează și o reducere a costurilor, dar în același timp dă și o eficiență mai mare a colectării selective. La nivelul orașului Monosom, colectarea selectivă se ridică undeva în jur de 30-35% ca și procent, lucru care crește de la un an la altul. Am fost chiar și la depozitul lor de deșeuri, la o stație de transfer, să spunem, gen cea de la Cordun, acolo unde am constatat, vizionând chiar mașini care aduceau deșeurile din fracția umedă, chiar ne-am uitat cam ce tipuri de deșeuri sunt și în continuare am văzut și acolo multe peturi, multe materiale plastice care erau amestecate cu fracția umedă, deci mai este de lucru peste tot. Iarăși un lucru foarte important și interesant care mi s-a părut, aceea de a crea acea posibilitate pentru locuitorii din Monluson și din zona celor 21 de comunități locale, a fost aceea că în baza tarifului anual, care se ridică undeva 220-240 de euro pe an pentru colectarea deșeurilor, li se dă posibilitatea ca 26 de intrări să aibă gratuit direct la stația de transfer, acolo unde poți aduce deșeuri mari, voluminoase, mă refer aici, eu știu, saltele, mobilă, dacă doresc să elimine astfel de lucruri din locuință, pentru cei care locuiesc la case, deșeuri de origine vegetală. Am văzut resturi de copaci din toaletări care erau aduse direct acolo. Bineînțeles, dacă tu ca și persoană privată, ca și particular, renovezi în locuință, ai posibilitatea să duci și deșeuri din materiale de construcții, sticlă, cauciucuri și așa mai departe. Deci, practic, în baza acestui abonament anual de 220-240 de euro, ai 26 de intrări gratuite la stația de transfer, acolo unde poți depozita pe categorii produsele pe care vi le-am spus mai sus. Au fost lucruri pe care le putem prelua de la ei, la fel de bine cum sunt convins că sunt și lucruri pe care ei le pot prelua de la noi. Încercăm să programăm o vizită a delegației din Franța în România, dar acest lucru se va întâmpla după ce vor avea loc alegerile locale în Franța, în luna martie a anului viitor, după care, în funcție de noua conducere a orașului Monosom, să demarăm mai departe procedurile pentru semnarea acordului de înfrățire și pentru invitația delegației oficiale a orașului Monosom la Roma. Revenind la problemele noastre din municipiul Roman, vreau să vă informez stadiul principalelor lucrări de investiții care se realizează pe raza municipiului Roman. În ceea ce privește lucrările de reabilitare a trotuarilor, se lucrează în continuare pe strada Miron Costin, se lucrează pe strada Mihai Viteazu, acolo unde a și ajuns pavajul și în funcție de vreme vom demara montarea pavajului și de asemenea se lucrează și pe strada Mihai Viteazu, momentan la bordurări, pentru că dorim într-o primă etapă să finalizăm bordurarea străzii Mihai Viteazu, pentru ca ulterior Consiliul Județean să asfalteze această stradă. De asemenea, se lucrează și în cartierul Lipovenesc, atât la realizarea de branșamente pe segmentul cuprins pe Nicolae Bălcescu, între strada Petru Rareș și strada Avram Iancu,
chiar până la strada Ile Caragiale, segmentul de Nicolae Bălcescu 1, îi spunem noi. Acolo, în această săptămână, sperăm să terminăm branșamentele și, ulterior, firma care face asfaltările să intervină și pe această stradă. Deja firma a intrat pe fundătura Crișan, la terasament, a montat și geotextilul, materialul geotextil și deja a început balastarea pentru aducerea la cota de asfalt. De asemenea, se lucrează și în celelalte două parcuri, parcul Jora și parcul Zăvoi. În parcul Jora se lucrează la turnarea scărilor de acces, după care vom interveni în zona toaletelor publice. În parcul Zăvoi s-a turnat armătura pentru scenă. Și de asemenea vreau să vă aduc la cunoștință o informație, faptul că în această noapte traficul pe bulevardul Nicolae Bălcescu va fi restricționat pe segmentul cuprins între Fabrica de Pâine și strada Miron Costin pentru ridicarea în cotă a 4 cămine de canalizare. În ceea ce privește lucrările pe care le executăm cu echipa proprie din primărie, lucrăm acum cât vremea nu ne permite să turnăm asfalt la bordurarea parcării de pe fundătura crizantemelor blocul 1A și de asemenea din această săptămână reluăm și turnarea covorului asfaltic la strada Ștefan cel Mare, blocurile 6, 8, 10. Acolo vreau să mai informez încă o dată public cetățenii, deși i-am informat și personal și prin montarea de afișe pe garaje, este necesară tăierea ușelor la garaje pentru a putea turna covorul asfaltic și în dreptul garajelor. Cei care nu se vor conforma și au avut la dispoziție circa o lună de zile până acum pentru a-și tăia ușile, vor trebui să facă această operațiune după ce vom turna asfaltul. Nu putem aștepta pentru 2-3 persoane care nu și-au tăiat ușile să așteptăm la nesfârșit să turnăm covorul asfaltic. De asemenea, ca și informație publică, vreau să vă aduc la cunoștință faptul că în acest an au fost scoase la licitație 550 de noi locuri de parcare de reședință, parcări care sunt nou amenajate, iar la aceste 550 de noi locuri de parcări de reședințe se adaugă încă 140 de parcări de reședință care au fost amenajate pe fundătura Crizantemelor, Cea Roseti, Vlad Țepeș și Bucegi, care nu au fost încă marcate, urmează a fi marcate și ulterior a fi scoase la licitație. Iar în ceea ce privește parcările publice, în 2019 au fost realizate două astfel de parcări. Este vorba de parcarea de la CNRV cu 113 locuri și parcarea de la Judecătorie cu 38 de locuri. Cred eu că în momentul de față, în ceea ce privește zona centrală a municipiului Roman, cei care au activități punctuale și nu sunt de lungă durată, pot în orice moment să găsească un loc de parcare în această zonă centrală a municipiului Roman. De asemenea, având în vedere și ultimele evenimente cauzate de căderile de tencuiel de la anumite blocuri de pe raza municipiului Roman, noi am somat încă din trecut și continuăm să facem aceste somații către aceste asociații de proprietari pentru a-și pune în siguranță clădirile. Blocul reprezintă o proprietate privată. Numai departe avem experiența de săptămâna trecută când un imobil a fost avariat de tencuiala căzută de pe un imobil de pe raza municipiului Roman. Vreau să informez public asociațiile de proprietari că în cazul în care nu se vor conforma somațiilor pe care noi le-am făcut, vom trece la aplicarea de amenzi. Mai avem situații similare și la blocul 3 de pe bulevardul Roman Mușat, unde sunt câteva balcoane care au probleme serioase de siguranță în ceea ce privește tencuiala și măsurile noastre vor fi dintre cele mai ferme pentru a pune în siguranță bunurile și oamenii, pentru că astfel de căderi de tencuială pot genera chiar și
pierderi de vieți omenești sau, de ce nu, accidentarea gravă a persoanelor, și credem noi că nu este normal să se întâmple acest lucru. De asemenea, prin Direcția de Asistență Socială se depun documentațiile pentru obținerea stimulentului educațional sub formă de tichete. E vorba de un tichete sociale în valoare de 50 de lei. Până în acest moment au fost depuse 7 astfel de dosare pentru acordarea tichetelor de grădință. Condițiile de bază sunt ca copiii să fie înscriși într-o unitate de învățământ preșcolar, iar venitul lunar pe membru de familie să fie până la 283 de lei. De asemenea, câteva activități pe care ne le propunem pentru această săptămână se referă în primul rând la organizarea tradiționale, spunem noi de acum, excursii la Iași cu ocazia Sfintei Parascheva. Toți romașcanii care doresc să meargă la Iași sunt informați că Primăria Municipiului Roman va pune și în acest an la dispoziție pelerinilor transport gratuit. Duminică 13 noiembrie, toți cei care doresc să participe la acest eveniment sunt rugați ca până vineri, 11 noiembrie, la ora 10, fie la serviciul evenimente din cadrul Primăriei Municipiului Roman, fie pe adresa de mail evenimente@primariaroman.ro, fie la numărul de telefon 0233-208-621 să se înscrie. Precizăm că, la fel ca în fiecare an, transportul va fi asigurat gratuit de către transportatorii care își oferă serviciile în acest sens, fără niciun cost al deplasării, nici din partea municipalității și nici din partea cetățenilor. De asemenea, o activitate reprogramată pentru această săptămână, pentru vineri, împreună cu operatorul FlyCorServe din Bacău, dorim să facem ultimul tratament împotriva insectelor în intervalul 8-10. Timpul trebuie să fie cât mai potrivit, cu temperaturi mai ridicate pentru a avea eficiență, astfel încât să efectuăm și acest ultim tratament care permite apariția în anul viitor, cât mai târziu, a acestor insecte. Vă vom ține la curent în funcție și de condițiile meteo, pentru că pe lângă factorul ploaie depindem și de factorul temperatură. Vă spuneam, temperaturile trebuie să fie cât mai ridicate pentru a avea eficiență acest tratament. Și de asemenea, iarăși, vă aduc la cunoștință, și la fel cum am făcut-o de fiecare dată, cu toată responsabilitatea, să vă spunem că aceste substanțe nu sunt dăunătoare pentru sănătatea populației, au toate avizele necesare din partea tuturor instituțiilor abilitate. Și o ultimă informație pe care doresc să vă aduc la cunoștință este că, începând de miercuri, 9 octombrie, la Direcția de Asistență Socială se începe primirea documentelor privind subvenția la încălzire. La fel ca în fiecare an, se acordă subvenții la încălzirea cu lemne, cărbun și combustibil petrolier, energie electrică și gaze naturale pentru toți cei care locuiesc la case. Documentația se depune direct la Direcția de Asistență Socială de pe strada Alexandru cel Bun, numărul 3, lângă Episcopie, iar cei care locuiesc la bloc își depun documentațiile la asociațiile de proprietari, repet, la fel ca în fiecare an. Elementul de noutate este plafonul pentru venituri, care s-a majorat la 750 de lei de persoană, ceea ce înseamnă că în acest an vom avea mai multe persoane care vor beneficia de subvenție. Și iarăși un alt element important este că pentru luna noiembrie 2019 termenul de depunere a dosarelor este de 15 noiembrie. Cam acestea au fost informațiile pe care eu am vrut să vi le aduc la cunoștință. În rest, mai departe, vă stau la dispoziție pentru întrebări.
Spuneați că cetățenii care au garaje trebuie doar să-și taie ușile de la garaje. Dacă mai e nevoie de dezmembrarea garajelor? Nu, nu. E vorba de blocurile 6-8-10 de pe Ștefan cel Mare. Atât. Mulțumesc. Am pus această întrebare cu câteva săptămâni în urmă, prin intermediul dumneavoastră mai bine. Câteva explicații prin microscopul central. Am primit în punct de vedere tehnic de la Clavia întrebările, dar nu prea am înțeles că sunt chiar pur tehnice. Și dumneavoastră am să vă pun acum câteva întrebări generale. Merge centrala în pierdere? Nu, din punctul nostru de vedere, producția a crescut de la un an la altul. De ce nu mai face față însă acoperirii acestor costuri care au preconizat la început de asigurarea eliminatului stradale, eliminatul tuturor? El face față în continuare, dar nu plecați de la premisa că tot ceea ce se produce într-un an poate asigura în totalitate. Mai mult decât atât, costurile cu energia electrică au crescut în ultimii ani cam cu 25%. E diferența în aceste păi, costuri? Bineînțeles, da. Dar de produs cât produce față de cât a fost inițial? Păi, ea inițial era undeva, dacă mi-aduc eu bine aminte, la 3 gigawatt și cred că produce undeva în jur de 2,4, dacă mi-aduc eu bine aminte. Da. Da, ea oricum este în creștere. Acesta este faptul cel mai îmbucurător, că de la an la an producția de energie electrică este în creștere. Spuneați de dezinfecția de vinieri. Ce rost mai are ea acum, din punct de vedere tehnic realizat, păi, când e așa de frig? Tocmai v-am spus, păi da, dar larvele și ouăle au fost depuse, noi împotriva acestora, pentru a întârzia cât mai mult anul viitor apariția acestor insecte. Ați avertizat și de data aceasta asociațiile de proprietari să realizeze în paralel ca așa cum... Noi transmitem de fiecare dată și inclusiv prin anunțul public pe care îl facem, spunem că această activitate de dezinsecție se realizează pe domeniul public. Pe domeniul privat este obligația asociațiilor de proprietari și aducem acest lucru la cunoștință ori de câte ori este posibil. Pentru că am mai văzut astfel de reacții, se spunea în mediul public că nu se vede nicio reacție, că oamenii la subsol încă mai au țânțari. Păi, la subsol e obligația proprietarilor să-și facă. Toate sunt în sarcina proprietarilor. Noi tot ceea ce înseamnă acțiuni de dezinsecție, de ratizare, ce facem pe domeniul public, le asumăm, le programăm și le bugetăm. Referitor la vizita în Franța, spuneți-ne ce ar aduce în plus acordul de împărțire față de documentele semnate până acum? Păi, pactul de amiciție este o etapă preliminară, acordul de înfrățire duce și reglementează, să spunem, din punct de vedere a schimburilor bilaterale. Aceasta este forma juridică prin care se realizează acest lucru. Noi deja, inclusiv din punct de vedere educațional, am avut discuții. Doamna consilier local Dana Păiuș deja a discutat și pune bazele unor schimburi de experiență din punct de vedere al elevilor între cele două localități. Ceea ce m-a bucurat foarte mult a fost să văd faptul că există o deschidere și cel puțin atât din punctul nostru de vedere exista această dorință, dar am văzut o dorință egală cu a noastră și la partenerii francezi ca acest acord de înfrățire să nu rămână la stadiul unui document fizic, ci efectiv să se concretizeze prin mai multe vizite, inclusiv prin aceste schimburi de elevi și de cadre didactice. Ați vorbit foarte mult despre această vizită la punctele acestea de colectare. În opinia dumneavoastră, ce ne mai lipsește noi să ajungem la gradul de colectare din Franța? No. Da, e un grad de colectare bun, nu extraordinar, dar e clar că sunt în fața noastră cu implementarea acestui proiect. Din punctul meu de vedere, v-am spus, în primul rând este foarte important separarea doar în două fracții. Cred eu că aici putem avea mult de câștigat și, bineînțeles, trebuie campanii mai ample, atât din partea operatorului de informare a cetățenilor și de conștientizare a cetățenilor, dar în același timp și de
implicarea cetățenilor în colectarea selectivă, iar iarăși cred un rol foarte important trebuie să-l avem prin intermediul instituțiilor de învățământ, încă de la clasele cele mai mici trebuie să educăm copiii în vederea colectării selective. Gradul de civilizație al lor e mai ridicat ca al nostru? Este, într-adevăr, însă au și eu o problemă acum în ultima perioadă cu migrația. Acolo unde încep să apară o serie de neajunsuri, inclusiv la nivelul comunităților mici, dacă până acum această problemă a migrației exista sau cauza probleme la nivelul comunităților mari, orașelor mari, fenomenul a început să se întindă și către localitățile mici și se vede diferența. Da, și se vede diferența de civilizație între cetățenii francezi și imigranți. Spuneți-ne, se apropie cu pașii de sezonul acesta, deci s-au terminat verificarea, s-a terminat verificarea centralelor în școli și ce intervenție ați fost major, ați fost nevoit să faceți? Eu am făcut recomandarea încă de la începutul anului școlar ca în luna septembrie să se realizeze aceste verificări tehnice la centralele termice. Nu am fost până în momentul de față informat cu privire la neconformități majore. Ce au fost din acelea minore au fost remediate. Cine le face covorul asfaltic după nenumărate avarii intervenite după cea majoră de la cordon în oraș? Vă referiți la avarele de apă? Da, la avarele de apă. La avarele apă le reface primăria și le plătește apa servă. Avem un tarif aprobat în baza căruia... Așa, și o problemă pe care n-ați mai abordat-o de mult, dar așa, din punct de vedere a ceea ce reprezintă proiectul acela cu șarpantele, știți că sunt foarte multe de avocimeni, chiar s-a pus problema locuirii lor. Ați vorbit acum doar de terasele. Păi, noi am făcut sesizări și am făcut somații către asociațiile de proprietari și le-am zis că în condițiile în care nu iau măsuri, vor suporta toate rigorile, din toate punctele de vedere. În străinătate, care este principiul? În străinătate, principiul este că proprietarul trebuie să se îngrijească de bunul său și răspunde de toate pagubele produse de bunul său. E drept că vorbim de alte salarii, vorbim de alte venituri, vorbim de alte pensii, poate, dar în același timp, calitatea de proprietar, pe lângă drepturile pe care ți le conferă această calitate, a însărcinat și o serie de obligații. Mulțumesc, doamnă. Mulțumesc. Câți beneficiari ai ajutorului pentru cărți au fost anul trecut? Sau măcar nu ne pot să informați? O să vă rog să ne faceți o solicitare și vă răspundem punctual. Oricum știu că anul trecut au fost mai puțini în condițiile în care venitul pentru acordarea acestei subvenții era 615 lei, dacă mi-aduc eu bine aminte, iar pensiile ajunseseră undeva la 640 de lei și atunci numărul lor a fost clar mult mai mic. În acest an credem noi că vor fi un număr mai mare de beneficiari. Și tot era vorba de vinere ieri, iar am fost până și mâine, poate să nică, dar ce lucruri estimați să se finalizeze, vorbesc de lucrurile cu cei din oraș. Până atunci, până la vine ieri, și dacă mai demarați și toate, tot în această formă, chiar dacă... Păi, vom demara, vom intra și pe o serie de parcări de reședință pe care le vom face în baza contractului pe care le-am semnat, așteptăm ultimele acte pentru obținerea autorizației de construire și de asemenea lucrăm în continuare la trotuare, practic la montaj de pavele se poate lucra până târziu, chiar dacă temperaturile sunt mai reduse, se poate lucra fără nicio problemă. Și în proiecte pentru care am înțeles să semnează acum în octombrie avize necesare, demorează tot anul ăsta? Sau? Unele vor demara în acest an, da. Bună ziua! Ați fost în Franța, acum știu sigur. Da, ok. Păi, de asta spun eu că e bine să luați informațiile de unde trebuie, nu de pe Facebook. Ați întrebat cumva pomorul dumneavoastră francez dacă ei au asigurate de la autoritatea publică locală variante de rezervă în caz de avarii, cum s-a întâmplat la noi, apă, gaz? Nu. E pe același principiu. La ei captarea de apă se face dintr-un baraj
calitatea apei nu este la fel de bună ca a noastră, chiar ne-au spus acest lucru, dar și la ei, în cazul unor avarii majore, atât la rețeaua de apă, dar chiar și la rețeaua de energie electrică, practic pune în dificultate funcționarea întregului sistem, pentru că și la ei, pe același principiu al pompelor electrice, funcționează pomparea apei menajere către oraș. Și atunci, în cazul unei avarii, chiar am întrebat acest lucru, ne-au spus că inclusiv la o avarie electrică au probleme cu furnizarea de apă. Și au aceeași problemă și din punct de vedere al secerei. Și ei au avut o problemă în acest an cu seceta prelungită și au fost obligați să restricționeze furnizarea de apă. Rămânem la vizita în Franța. Ați vorbit de un grad de 30% colectare selectivă. Cum au reușit? E clar că vorbim de mentalitate, nu neapărat că... Da, lucrurile acestea vin în timp. Eu v-am spus că, din punctul meu de vedere, avem anumite așteptări de la statele occidentale și iată că abia după mulți ani, iau vreo 5 ani înaintea noastră pe proiectul ăsta de management a deșeurilor, abia în 5 ani am ajuns la 30%. Dar vă spun sincer că m-am uitat, chiar și am auzit și colegii mei și din primărie, dar și consilieri locali, chiar ne-am uitat în momentul în care a venit o mașină și a descărcat-o, ceea ce curgea de acolo. În continuare, foarte multe materiale plastice, foarte mult metal, în continuare, foarte multe lucruri. Deșeurile de construcții e ceea ce vă spuneam eu. La aceste platforme au containere special amenajate și se depozitează acolo. Le primesc, iar ei ulterior toate aceste deșeuri rezultate din construcții le duc într-o altă zonă unde pot să le depoziteze, nu au o problemă de legislație din acest punct de vedere cum avem noi, le depozitează, practic au creat în cei 5 ani un munte întreg de deșeuri rezultate din construcții și am întrebat, bun, și la un moment dat ce faceți? Păi mai facem încă un munte lângă. Nu îl refolosesc, ci pur și simplu îl depozitează. În același timp însă, dar nu într-o frecvență pe care ei și-ar dori să scape de aceste deșeuri, sunt companii care lucrează anumite lucrări, prestează anumite lucrări de terasamente sau de fundații, vin și preiau aceste materiale de construcții, le folosesc ca și material de umplutură, dar însă nu într-un ritm așa de susținut cum și-ar dori ei. Totuși, ca să ajungă la acești 30% grad de colectare selectivă, cumva au început de undeva. Da. Și noi, la nivelul romanului, să știți că ajungem undeva spre 20%. Am înțeles. Ce vreau să întreb este, au inițiat campanii de informare, nu știu, de schimbarea mentalității, pentru că și la operatorul de salubritate spune că s-au făcut campanii în mass media, audio, video și nu mai știu detalii. Da. Personal n-am văzut nicăieri. Eu la nivel de flyere, vă spun sincer, chiar am văzut și chiar am avut și acasă. Restul, ilegal pe care l-am nu neapărat, eu îl păstrez și acum acasă pentru a ști categoriile de deșeuri cum trebuie făcute. Da, eu am avut discuții cu operatorul pe această temă, în acest sens și a făcut și 4 stații de autobuz prin care să aducă la cunoștința publicului probabil aceste lucruri și în continuare eu le-am cerut să fac campanii de informare. E singurul lucru legal pe care îl pot face eu. În momentul ăsta nu se pot pune, nu știu, oameni în casă? Nu poate primăria municipiului Roman, beneficiarul este Adi Eco Neamț, prin intermediul lor. Vă spuneam că am stat și am urmărit puțin pe internet, am văzut și cum arată orașul ăsta, foarte cochet, frumos. Da, e un oraș frumușel, mult spațiu verde, e un oraș foarte, foarte întins, nu au foarte multe blocuri, dar suprafața orașului este foarte, foarte mare. Da. Cum au reușit și... în echilibru numărul mare de parcări necesare cu spațiu verde? Au și ei probleme deosebite în ceea ce privește parcările și chiar au introdus pe anumite străzi. Au pornit un proiect pilot, am fost și chiar l-am văzut, dar însă nu e într-un stadiu așa de avansat, abia au început acest lucru și le-am spus că doresc să mă informeze și pe viitor rezultatele acestui proiect pilot, în sensul în care au transformat mai multe străzi din Monosol, le-au transformat în străzi cu sens unic pentru a putea crea și piste de biciclete și parcări.
Deci e o idee pe care aveți intenționat? E o idee pe care o intenționez, dar să vedem în primul rând la ei cum funcționează, să venim și la noi să încercăm să vedem cum funcționează. Partea, iarăși un element interesant la ei, transportul public este asigurat de regiune, nu e la fel ca și în țările nordice, ceea ce vă spuneam. Noi trebuie să ținem cont și de transportul public local, pentru că a început să funcționeze, s-a ajuns la undeva în jur de 2800-2900 de călători în fiecare zi și în momentul în care luăm astfel de decizii de transformarea unor străzi în sens unic, trebuie să avem în vedere și acest aspect. Și de asemenea, la fel am văzut niște lucruri pe care eu personal nu le agrez în ceea ce privește marcarea pistelor de biciclete, fie pe trotuar, fie la marginea străzii, lângă parcări. Eu personal nu agrez acest lucru pentru că nu mi se pare a pune în siguranță biciclistul. Revenind la român, nu mă ținut, spuneați de problemele cu asociațiile de proprietari și cu acele imobile care pun în pericol alte imobile și alte parte. Păstrarea libertății ce există numai de 2 ani, bucăți de acoperiș care sunt punctul de acădea și vorbim de bucăți de acoperiș mari. Da, noi miercuri vom interveni, dar nu pe strada Libertății, nu cred, și pe Bulevardul Roman Mușoate, e vorba de blocul albastru unde sunt aceste probleme. Miercuri, colegii mei de la Serviciu Voluntar pentru Situații de Urgență vor interveni pentru îndepărtarea acestor elemente de tencuială care prezintă pericol. Însă obligația de a reface aceste lucrări aparține strict asociației de proprietari. Da, presupun că asociația de proprietari au primit avertizări în timp. Am transmis una pe data de 19 septembrie, mai transmitem încă una, după care trecem la amenzi. Și ultima întrebare, apropo de parcările cu plată, de aici de la CNRV am trecut aseară și am văzut că unul sau doi din stâlpii care delimitează intrarea, respectiv ieșirea, i-au terminat deja, au trecut mașina peste ei. Aveți idee? Nu, am o să verific. Informația chiar nu am știut-o. Nu avem o problemă, avem camere de luat vedere acolo, identificăm. Mulțumesc. Spuneați cu ceva timp în urmă de un detașament de jandarmi la Roman. Da. Fazii. Aveți vești în sensul ăsta? Păi s-a aprobat la nivelul Ministerului de Interne înființarea acestui departament, restul mai departe sunt procedurile specifice pentru angajarea acestor jandarmi. Sediul unde sunt acum face față numărului sau trebuie? Bineînțeles că e suficient pentru ceea ce au nevoie, pentru că toți acești jandarmi doar vor lucra în schimburi, nu vor fi toți odată. Se face o parcare acolo? Că se distruge... nu se distruge gardul verde, deci... aia e altceva. Gardul în acea zonă nu îmi plăcea deloc cum arăta. Acolo vom transforma totul într-un spațiu verde unitar. Acele bucăți de gard care mai pot fi recuperate le vom amplasa în partea dinspre casa vârstnicului, vom tencui și vom vărui acel gard. Restul dincolo urmând a rămâne un spațiu deschis. Da, avem un calcul, dar probabil anul viitor și extinderea actualei parcări de acolo din... de la Clubul Țevilor. Cu trecerea la nivelul calea ferată, mai aveți noutăți? Spuneați că urmează să prezinte niște planșe? Nu e vorba de planșe, ci urma o împărțire a devizului pentru fiecare beneficiar în parte. Vineri a ajuns această împărțire a devizului. Azi îl vom comunica către persoanele interesate și din nou vom face presiuni către acestea în vederea asumării acestor cheltuieli și ulterior demarării procedurilor pentru obținerea autorizației de construire. Sunt foarte multe etape care implică regionala Iași, Ministerul Transporturilor și chiar CFR la nivel de conducere centrală. O să mai interveniți probabil acolo, să mai... Păi, cu siguranță mă voi zbate ca cei... așteptăm ca stațiile de asfalt să producă asfaltul și vom interveni cel mai probabil în această săptămână. Spuneam dumneavoastră ceva timp în urmă de lărgirea ieșirii din Cuza Vodă spre bibliotecă, să mai realizează ceva anul acesta? Anul acesta nu, luăm în calcul pentru primăvara anului viitor. Cu proiectele depuse, niște vești,
Da. Faza de analiză. Pot să vă spun că am dat ultimele clarificări la ambulatoriul de la extinderea ambulatorului de la spital, centru de imagistică. Miercuri avem programată în teren vizita la fața locului, etapa premergătoare semnării contractului de finanțare și dacă toate lucrurile vor decurge bine, așteptăm să fim programați pentru semnarea contractului. Celelalte se află în continuare în evaluare sau în așteptare. Au fost discuții foarte mari privind alocările de la buget, prezența oficialilor liberali în ședință. Cum ne afectează acești bani puțini care au venit? Investițiile sau activitatea? Pe, în principiu, și ca să rezolvați celelalte probleme, de unde mai luați și cum le puneți? Încă suntem în analiză cu acest lucru. Ne propunem pentru săptămâna viitoare o ședință de Consiliu Local pentru repartizarea acestei sume de 100.000 de lei și în continuare așteptăm vești bune de la guvern. Am înțeles că vineri este propusă o rectificare bugetară și în funcție de ceea ce se va întâmpla joi, vedem dacă... Păi, teoretic da, pentru că noi avem acolo depuse mai multe solicitări în ceea ce privește pe de o parte funcționarea primăriei municipiului Roman, pe de altă parte cheltuielile de investiții și așteptăm să vedem ce surprize ne mai pregătește actualul guvern. De regulă până acum doar neplăcute, da. Pentru că au scăzut temperaturile exterioare, vă întreb pregătirile pentru iarnă, ceea ce privește material antiderapant și asigurarea utilajelor. Ați făcut o discuție sau intenționați de acum încolo? Nu, noi avem deja achiziționat undeva în jur de 1000 de tone de sare. Practic, consumul anual este undeva în jur de 7-800. Noi am vrut să fim pregătiți din timp și ne-am aprovizionat din timp cu sare. Știți foarte bine criza de sare care a fost anul trecut. Noi am dorit să evităm să mai trecem prin astfel de momente și ne-am făcut stocul de sare încă din această vară și, bineînțeles, utilajele care sunt la operatorul de salubritate, mi-am propus să port discuții în acest sens mai aplicate pentru a fi cât mai eficienți în activitatea de dezăpezire. Apropo de dezăpezire, am întrebat și aici în Franța cum se face. Ne-au spus că în momentul în care în Franța ninge, se oprește toată activitatea, nu circulă nici mașini, până la oprirea în totalitate a nisorii nu se intervine pentru degajarea zăpezii. Abia din momentul în care s-a oprit nisoarea, se intervine pentru degajarea zăpezii și ulterior se reia și traficul rutier. Probabil au mai multe utilaje și mai... Nu, au mai puțină zăpadă. Aveam un personaj din Roman la sare și mă gândeam că poate trage niște scurt și ne mai trimită. Nu? Mai avem. Nu mai? Da. Da, da. Până la urmă, pentru sare tot trebuie să plătim, tot... Noi suntem mai precauți așa de obicei și ne refacem sau ne facem stocurile din vară astfel încât să nu depindem de niciun fel de intervenție. Cu problema cu apa ultimă, era anunțată oprirea pe timp de noapte până azi noapte. Ați mai discutat? Se va prelungi programul? Nu am astfel de informații în acest moment. Dacă nu au venit comunicări de la operatorul de apă, înseamnă că nu mai sunt probleme cu refacerea rezervei de apă.